Și a cincea persoană, Cătălin, Ștefan Cătălin, este tânăr, ne-a povestit la comitet că a avut o viață foarte plină de aventură, îi plăcea aventura cu mașini, cu motociclete, cu tot ce înseamnă lucrurile astea, cu viteză, dar nu doar asta, că atunci când se urca la volan, era și sub influența băuturilor. Și a zis, nu contează, merg înainte. Nu a vrut să asculte de cei care îl sfătuiau. Până într-o zi, când a avut loc un accident de motocicletă, un car a ieșit în față, a vrut să-l ocolească, s-a întâmplat nenorocirea. Și este încăruț de 8 ani. Dar Dumnezeu i-a păstrat mintea sănătoasă. Și i-a dat ocazie să cerceteze, să uite la televizor, ascultă speranța, ascultă cuvintele Bibliei și iată că a luat hotărârea să facă legământ cu Dumnezeu. Și dacă te uiți de afară, spui, este o viață de netrăit. Să stai într-un pat, ani de zile, să te uiți în sus, cu o mamă lângă tine care te îngrijește și să te ajute în toate lucrurile. Știi ce a zis? Este cea mai bună perioadă din viața mea. De ce? Că am început să văd lucrurile altfel. Valorile s-au schimbat. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta.